Efeseni, capitolul 4, aș dori să citesc de la versetul 11 până la versetul 15. Este un pasaj pe care cred că majoritatea dintre voi îl cunoașteți. Una dintre scrierile importante ale lui Pavel adresate Bisericii, Bisericii din Efes, atunci, nouă, astăzi. Iată ce spune acolo Biblia. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Și versetul 15 spune, Ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, adică Hristos. Amin. În această dimineață, dragii mei, aș dori să ne îndreptăm atenția spre Biblie și să abordăm un subiect pe care... Cred că ar trebui să îl privim cu maximă seriozitate pentru că ne privește pe fiecare dintre noi. Și anume, vom vorbi despre procesul de maturizare spirituală. Cum să ajungi un om matur spiritual? Dacă anul care se încheie peste câteva ceasuri a fost anul în care am țintit, îndemnați tot de scriptură, să fim perseverenți, adică să avem... Constanță în ceea ce facem, să nu ne lăsăm. Perseverența cred că trebuie să ne caracterizeze pentru că, din păcate, în vremurile pe care le trăim, atenția noastră se distribuie poate prea mult spre tot felul de lucruri. Iar atunci când Dumnezeu te cheamă să fii perseverent în ceva, Dumnezeu de fapt te cheamă să nu-ți pierzi obiectivul către care te duci, ținta. Și ținta noastră este să semănăm mai mult cu Hristos, ca viața noastră să fie conturată mai mult de adevărul Scripturii, pentru ca într-o zi când vine Domnul, așa cum am fost provocați în această dimineață, să fim gata. În această dimineață, așadar, vom aborda dezideratul și obiectivul acestui an al bisericii noastre și anume maturizarea. Maturitatea spirituală este un lucru pe care îl obținem, care urmarea unui proces. Tot așa cum ne maturizăm din punct de vedere fizic, intelectual, după cum viața noastră se dezvoltă, tot în același mod ar trebui să ne dezvoltăm și din punct de vedere spiritual. Și Pavel, apostolul, scrie fesenilor că el a creat, el Dumnezeu a creat cadrul potrivit ca fiecare dintre noi să ne maturizăm spiritual. Maturizarea, aș vrea să o înțelegeți, dragii mei, nu ca și o opțiune interesantă a lui Dumnezeu, ci ca și o obligativitate. În mai multe părți în Biblie veți găsi porunca să creștem în cunoașterea lui Dumnezeu. Până când vom ajunge la stadiul plinătății, adică, așa cum spunea Pavel aici, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Dacă maturitatea ca și țintă și procesul ca și maturizare este atât de important, aș vrea în dimineața asta să punem o piatră de temelie ca să vedem care este drumul. Spre acest deziderat atât de important în viața creștinului. Uh, maturizarea, spuneam că nu este opțională, ci este obligatorie. Cum ne măsurăm nivelul de maturitate spirituală? V-ați pus vreodată această întrebare? Care este etalonul după care eu și fiecare dintre noi ne măsurăm nivelul maturității spirituale? Sau cum evaluăm modul în care creștem spiritual uh, fiecare dintre noi? Uh, atunci când te întorci sincer la Dumnezeu, adică atunci când te pocăiești și în viața ta, se produce ceea ce Biblia numește nașterea din nou. Acest lucru este... Uh, un lucru spiritual. Nașterea ta din nou, când îl recunoști pe Hristos ca Domn al vieții tale, este un nou început. Din punct de vedere spiritual, tu ești un nou născut spiritual. Acesta nu este un termen peorativ și nu este nici derogatoriu, într-un fel sau altul, ci pur și simplu e o realitate. Când te întorci la Dumnezeu, ești născut din nou spiritual. Și acum. Pentru cei care au avut această experiență și au început să crească spiritual, aș vrea să înțelegem câțiva pași. Cum decurge acest proces de maturizare a noastră ca și oameni născuți din Dumnezeu, ajunși în familia lui Dumnezeu ca și nou născut spiritual? Ce trebuie noi să facem? Ce înseamnă de fapt deplinerea câtorva pași care ne vor duce în cele din urmă să fim maturi din punct de vedere spiritual? Vreau să vă spun că intenția lui Dumnezeu este ca noi să creștem spiritual. Amin? Dumnezeu vrea ca noi să ne maturizăm spiritual. Realitatea însă este că de multe ori foarte mulți creștini, foarte mulți dintre cei ce vin la Biserică, deși au avut o întâlnire reală cu Dumnezeu, deși Dumnezeu le-a schimbat viața, sau haideți să folosim terminologia biblică, deși sunt născuți din nou, sunt copii ai lui Dumnezeu, procesul de creștere spirituală a stagnat sau poate la unii n-a început niciodată. Motiv pentru care foarte mulți sau suficient de mulți, poate n-ar trebui să spun foarte mult, suficient de mulți creștini uh, trăiesc ceea ce se numește copilărie spirituală sau infantilism spiritual. Uh, de prea multe ori confundăm. Și aici trebuie să fac o afirmație fără ca să doresc să ofensez pe nimeni. De prea multe ori confundăm vechimea ca membrii într-o biserică cu maturitatea. Și uităm că atingerea maturității spirituale este rezultatul unui proces conștient și intenționat care nu se întâmplă nici în mod aleator și nici de la Sine. Dacă vrei să crești spiritual. Trebuie să te hotărești să o faci. E o decizie conștientă, o decizie intenționată, o decizie care trebuie luată în dreptul nostru, ca și credincioși. Așadar, în dimineața aceasta, frați creștini, copii ai Domnului, aș dori ca la începutul anului, care bate la ușă, să avem obiectivul acesta. Doamne, ajută-mă ca în 2024. Să cresc spiritual. Dacă Dumnezeu ne va da viață, și la finele anului 2024 vom putea să fim în viață și vom avea harul de a putea să ne evaluăm, să spunem, Doamne, am început 2024 într-un stadiu spiritual și prin harul tău am reușit să termin 2024. Uh, după ce m-am mai maturizat, am învățat lucruri noi, am experimentat lucruri noi, am trăit lucruri noi. Ce înseamnă să te maturizezi? Cuvântul cheie, și îl veți regăsi în multe din mesajele care vor fi predicate uh, în cursul anului care urmează, cuvântul cheie când vorbim de maturizare este transformarea. Vii dintr-un loc. Te transform prin ceea ce lucrează Dumnezeu și ajungi în alt loc. Haideți să vedem ce presupune acest proces de maturizare. Citesc prima dată versetul 13, care spune în felul următor. Contextul este. Așa cum îl dă Pavel. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, evangeliști, păstori, învățători, pentru desăvârșirea Sfinților. Și primul lucru la care se oprește Pavel, spunând că Dumnezeu a creat condițiile pentru maturizarea noastră, îl afirmă versetul 13. când spune până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății Lui Hristos. Procesul de maturizare are un prim pas întotdeauna. Și aș vrea să reținem și aș vrea să-l abordăm în, în câteva minute, și anume maturizarea înseamnă modelarea caracterului nostru prin cunoașterea Lui Hristos. Nu vei ajunge niciodată să Încep procesul de maturizare spirituală cu dorința de a ajunge matur spiritual într-o zi, dacă nu înțelegi că maturizarea implică modelarea caracterului tău ca și credincios. Și caracterul nostru ca și credincios este modelat prin cunoașterea lui Hristos. Ținta noastră ar trebui să fie modelarea caracterului nostru în așa fel încât caracterul meu, caracterul tău, caracterul fiecăruia dintre noi să reflecte. Chipul și imaginea lui Hristos. Pavel se ruga pentru Biserica din Galatia în felul următor: Galateni 4 cu 19, și le spunea celor din Galatia, o biserică aproape de sufletul lui Pavel, le spunea Pavel aceste cuvinte: Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, spunea el, până va lua. Hristos, chip în voi. Știți ce le spune, de fapt, Pavel celor din Galatia? Mă rog pentru voi, sufăr pentru voi, sunt alături de voi până când caracterul vostru începe să semene cu caracterul lui Hristos, până când viața voastră poartă chipul lui Hristos. Dragi creștini, ăsta este scopul pentru care Dumnezeu dorește să ne modeleze caracterul, pentru ca noi să reflectăm imaginea lui Hristos. Ce înseamnă de fapt caracter? Caracter este suma a ceea ce suntem noi, personalitatea noastră dacă vreți. Adică modul în care gândim, atitudinile noastre, comportamentul nostru, suma acestora, adică modul de gândire a atitudinilor și a comportamentului nostru dau ceea ce este caracterul. Așadar, când tu gândești, caracterul tău trebuie să fie modelat încât să gândești ca și Hristos. Când tu acționezi, trebuie să acționezi așa cum a acționat Hristos. Și când tu ai un comportament, comportamentul tău trebuie să fie comportamentul asemănător cu al lui Hristos. Asta înseamnă modelarea caracterului. Cum? Vă zice cineva bun. Caracterul meu este suma acestor lucruri. În esență, personalitatea, ceea ce sunt eu, ceea ce mă definește. Cum îmi modelează Dumnezeu caracterul? Pentru că, zicea Pavel, Dumnezeu a, a creat cadrul și a dat oamenii a creat conjunctura potrivită pentru ca noi, spune el, să ajungem la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu, la starea de o mare, la înălțimea staturii plinătății Lui Hristos. Cum ne modelează Dumnezeu caracterul? V-ați întrebat vreodată cum ne modelează Dumnezeu caracterul? Toți ne cunoaștem, toți ne știm ce tip de personalitate avem. Unii sunt, așa cum se spunea foarte bine în dimineața aceasta, motivați să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să, car să descopere ce este în profunzimea inimii noastre. Nu cumva să ne trezim că îmbrăcăm o haină smereniei peste un costum al mândriei? Sau poate să spunem un pic și mai plastic, să fim mândri de smerenia noastră? Uh, cum ne modelează Dumnezeu caracterul? Haideți să ne uităm la câteva lucruri, le-am găsit în scriptură și cred că ne-ar prinde bine să înțelegem că procesul de maturizare începe cu modelarea caracterului caracterului, iar modelarea caracterului se întâmplă în primul rând atunci când cunoașterea personală a lui Dumnezeu ia locul cunoașterii intelectuale sau raționale despre Dumnezeu. Toți cunoaștem despre Dumnezeu. Știm lucruri despre Dumnezeu, dar întrebarea este cât îl cunoaștem pe Dumnezeu. O lume întreagă, numindu-se creștină, va afirma că știe despre Dumnezeu. Însă cunoștința despre Dumnezeu nu este suficientă ca să ne modeleze caracterul. Modelarea caracterului are loc atunci când cunoștința rațională, cunoașterea rațională devine una personală, adică disciplina cunoașterii lui Dumnezeu își face loc în viața ta. Aici vorbim despre transformarea acelei cunoștințe intelectuale despre Dumnezeu într-o cunoaștere relațională a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, sunt mulți oameni care cunosc Scriptura, o spun cu regret, poate mai bine decât unii dintre noi. Cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu sau a lucrurilor despre Dumnezeu în ea însăși nu îți modelează caracterul, ci cunoașterea lui Dumnezeu din Scriptură. Îți modelează caracterul. De fapt, Biblia merge acolo încât spune și dracii cred și ce fac? Și se înfioară. Asta nu înseamnă că se pocăiesc. Au această cunoaștere acest crezi rațional, pentru că știu cine este Hristos și este Dumnezeu. Dar această cunoaștere rațională, intelectuală, cunoașterea cognitivă despre Dumnezeu, nu este suficientă ca să-ți modeleze caracterul până când ea nu se transformă într-o cunoaștere personală sau relațională a lui Dumnezeu. Pentru că atunci când cunoașterea ta despre Dumnezeu e personală, tu comunici cu Dumnezeu. Și Dumnezeu comunică cu tine. Tu auzi de la Dumnezeu și Dumnezeu îți răspunde rugăciunilor. Tu ai călăuzirea lui Dumnezeu pe baza căreia tu acționezi în viață. Asta înseamnă o cunoaștere personală. Adică tu și Creatorul Universului sunteți în într-o relație personală. Tu îl cunoști pe el, el te cunoaște pe tine. Tu vorbești cu el, el își vorbește ție. Tu îi ceri un sfat, el îți răspunde și îți dă sfatul. Tu dorești călăuzirea lui, el îți dă călăuzirea lui. Asta înseamnă cunoaștere a lui Dumnezeu. Modelarea caracterului vine, am spus în primul rând, atunci când cunoașterea intelectuală, rațională, se transformă într-o cunoaștere personală. Și dacă am o rugăciune și o dorință, este ca fiecare dintre noi să-l cunoaștem personal pe Dumnezeu. Când am noi o cântare în anii trecuți, rugăciunea mamei mele nu este de ajuns. Unii dintre voi o mai știți. Rugăciunea tatălui meu nu-i de ajuns. Credința lor nu-i de ajuns. Pentru că eu personal trebuie să cred, eu personal trebuie să mă rog. Cum are loc modelarea caracterului, în primul rând? prin faptul că avem o cunoaștere personală a lui Dumnezeu. La al doilea rând, modelarea caracterului vine atunci când interesul pentru Dumnezeu ia locul indiferenței față de Dumnezeu. Dumnezeu devine esența vieții noastre, nu doar o adăugire confortabilă vieții noastre. Știți că mă uit la Biserica generației noastre și de multe ori Dumnezeu este un fel de adăugire bună la viața noastră. Cu alte cuvinte, îl tratăm pe Dumnezeu nu ca esența vieții noastre, esența existenței noastre, ci ca și o aplicație, dacă îmi permiteți această asemănare, o aplicație bună pentru viața noastră. Toți avem câte un telefon mobil în buzunar. Știți că fiecare dintre aceste uh, uh, gadget electronice au un sistem de operare. El este esența pe baza căruia acel aparat funcționează. Și la acel sistem de operare, tu și tu și tu și noi ne instalăm câte o aplicație de care credem noi că avem nevoie. Nu ați sesizat că uneori Dumnezeu nu mai este sistemul nostru de operare, ci este doar o aplicație interesantă. O folosim când avem nevoie și o închidem când el cu ale lui și noi cu ale noastre adevărul e că toți avem nevoie de Dumnezeu tot timpul. Numai generația noastră de credincioși are un interes scăzut uneori față de Dumnezeu. Poate n-ar fi rău, dragii mei, acum în timp ce vă vorbesc eu, să vă gândiți ce loc are Dumnezeu în viața voastră, dacă el este sistemul de operare al vieții voastre sau este doar o aplicație bună pe care o folosești când ești bolnav. Doamne, atinge-te de mine și vindecă-mă. Acum am nevoie de tine. Și când Dumnezeu în bunătatea Lui te vindecă, închizi aplicația. Și mai vin apoi la ea când ai următorul examen, când ai următoarea criză, când ai următoarea problemă. N-ar fi atât de fain și de bine ca Dumnezeu să fie sistemul tău de operare. Să nu funcționezi fără El. Când te trezești dimineața să spui, Doamne, îți mulțumesc că m-am trezit, când milioane de oameni nu s-au mai trezit. Doamne, îți mulțumesc în chei, anul 2023. Câți dintre cei pe care îi cunoașteți voi, i-ați cunoscut, n-au mai ajuns în ziua de astăzi, în 2023, pentru că Dumnezeu nouă ne-a dat har să mai fim aici în această zi. Interesul pentru Dumnezeu ia locul indiferenței față de Dumnezeu Așa are loc modelarea caracterului nostru. Cunoașterea lui devine una personală, interesul pentru el devine important în viața ta. Vreau să, vă, să înțelegem ceva. Creștinismul nostru nu este un curs de îmbunătățire personală. Știți că sunt foarte la modă aceste cursuri. Cursuri de personal development plan. Cum mă dezvolt eu personal? Iertați-mi englezismele, nu țin neapărat să apelez la ele, dar sună așa foarte pompos. Curs de dezvoltare personală. Creștinismul tău și al meu nu e un curs de dezvoltare personală pe care îl adaugi vieții tale. Creștinismul tău și al meu ar trebui să fie ceea ce ne ține în viață în fiecare zi. Dumnezeu și lumea lui ar trebui să fie întrețesute în ADN-ul și în moleculele ființei noastre existența ta și a mea ca și creștin ar trebui să fie centrată în jurul a ce spune Dumnezeu, în jurul a vrea Dumnezeu de la mine și ceea ce așteaptă Dumnezeu de la mine. Interesul tău pentru Dumnezeu va produce o schimbare a caracterului tău, tot așa cum cunoașterea lui personală produce o schimbare a caracterului. Așadar, cum ne modelează Dumnezeu caracterul? Cunoașterea despre el devine cunoaștere personală. Dezinteresul sau lipsa de interes pentru Dumnezeu e înlocuită cu interes. Ce bine ar fi dacă în 2024, fiecare zi a vieții noastre, a trebui să-l avea pe Dumnezeu în centrul ei și am funcționa după cum vrea el, după ce spune el, după ce așteaptă el. Și mai e ceva. Când vine vorba de modelarea noastră, ca și credincioși, a caracterului nostru, nu doar cunoaștere, nu doar interes, ci disciplina spirituală ia locul dezordinii din viața noastră. Vă place cuvântul disciplină? Onest, nu ne place. Cui îi place să fie disciplinat? De la școală, de la grădiniță, nu știu, de la grupa zero. Poate o să se găsească și ceva înainte de grupa zero. Clasa 0. Nu ne place disciplina. Dar vreau să vă spun că pentru a avea parte de modelarea caracterului, trebuie ca disciplina spirituală să ia locul dezordinii spirituale din viața noastră. Suntem gata să facem orice, dragi creștini, însă prea puțini dintre noi suntem gata să ne disciplinăm. Pentru că disciplina este o noțiune greu de digerat pentru generația noastră. Generația care îi se permite totul, generația care în teorie are voie să facă totul, e generația care, nu-i pot spune nimic despre disciplină, pentru că disciplina deja înseamnă îngrădire. Ar trebui să recunoaștem onest că majoritatea dintre noi suntem indisciplinați spiritual. Și vă rog să nu vă supărați pe mine, pentru că eu subscriu la această listă. De câte ori ți-ai propus să te rogi și nu te-ai rugat? E cineva aici care a pățit asta ca mine? De câte ori ți-ai propus să citești din Scriptură și ai zis, uite, astăzi sunt hotărât să aprofundez un lucru din Scriptură. Și toate le-ai reușit face și în sfârșit, când s-a ajuns la Scriptură, erai frânt de obosit și ai citit cele două versete clasice ca să nu te culci fără să fi citit Biblia, să te mustre conștiința prea tare. Știți ce înseamnă asta? Indisciplina. Dacă vrei să te disciplinezi ca să te rogi, puneți timp deoparte pentru rugăciune și nu folosi timpul ăla decât pentru rugăciune. Asta înseamnă disciplină. Ai disciplina rugăciunii. Dacă vrei să-ți pui timp deoparte să studiezi cuvântul, înseamnă disciplina cuvântului. Trebuie să folosești acel timp pentru rugăciune și pentru studiu. Dacă ți-ai pus timp la o parte, știți că există acea disciplină a solitudinii cu Dumnezeu. Se numește disciplina solitudinii pentru că atunci stai tu singur cu Dumnezeu. Creștinii acestei generații mai avem noi timp să stăm cu Dumnezeu. Sau repede ne spunem rugăciunea și plecăm și face Dumnezeu cum vrea El și noi ne vedem de ale noastre. Sunt oameni în Scriptură și nu am timpul să intru în detalii, dar știți, sunt siguri, știți, că ați citit despre oameni care au stat cu Dumnezeu. Știți că Moise a stat cu Dumnezeu pe munte 40 de zile și 40 de nopți. Va zice cineva, da, Dumnezeu i-a dat legile. Da, întreb eu, cât timp credeți că i-a trebuit lui Dumnezeu să scrie 10 legi pe două table de piatră? Dumnezeu care a creat tot universul care se vede în 6 zile, cât credeți că i-a trebuit să scrie 10 porunci pe două table de piatră? Credeți că i-a trebuit 40 de zile? Sunt sigur că nu. Și de ce o sta Moise 40 de zile pe munte cu Dumnezeu? Da, i-a dat legea, i-a vorbit despre lucrurile privitoare la tot ce înseamnă poporul lui, i-a descoperit planurile lui, dar eu cred că Moise a, stat acolo pe munte 40 de zile și 40 de nopți pentru că i-a plăcut compania lui Dumnezeu. Dragi creștini, vă place compania lui Dumnezeu? Doamne ajută-ne! Căsește-ți locul ăla în casă, în cuie, în cui e ușa, dacă e cazul, lasă-ți afară telefonul, să n-auzi soneria și stai cu Dumnezeu. Și că uneori doar trebuie să stai cu Dumnezeu și să -L lași pe Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească. Doamne ajută-ne, da? Deci, maturizarea înseamnă modelarea caracterului. Cum? Atunci când cunoașterea despre El devine cunoașterea Lui. Atunci când interesul pentru Dumnezeu devine Principal pentru viața noastră și când reușim să ne disciplinăm în viața noastră spirituală. Nu uita că disciplina nu este nici ea opțională și nici a nu vine de la sine. Ca să te disciplinezi, trebuie să fii dornic să o faci. La început doare, e greu. Puneți ceasul să sune cu jumate de oră mai devreme decât te trezești de obicei și știi că jumatea de oră o folosești ca să te rogi. E greu toți am mai dormit încă 5 minute, încă 10 minute. Și după ce tot sună ceasul, mai tot apeși pe el, mai tot apeși pe el, până când trebuie să sar din pat, că e prea târziu. Dar disciplina te scoate la ora la care trebuie, da? Deci, procesul de maturizare conține acest prim pas, modelarea caracterului prin cunoașterea lui Hristos. Al doilea Pas din cei trei despre care vreau să vorbesc în dimineața aceasta, îl regăsim în versetul 14. Ascultați ce zice 14. Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vând de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Dacă vrei să te maturizezi spiritual, ai nevoie de modelarea caracterului. Dar după modelarea caracterului, urmează dezvoltarea discernământului spiritual. Ce este discernământul spiritual? Vă zice cineva, discernământul spiritual este deosebirea dintre bine și rău. Nu, ăsta e bun simț. Discernământ spiritual înseamnă să știi să faci diferența dintre un lucru bun și lucrul cel mai bun. Viața noastră e plină de lucruri bune, nu mă înțelegeți greșit. Dar Dumnezeu are pentru noi cel mai bun lucru. Puteți zice amin la acest lucru. De aceea, atunci când vorbim de procesul ăsta de maturizare, trebuie să înțelegem că el conține dezvoltarea discernământului spiritual, adică dezvoltarea capacității noastre de a face diferența între tot ceea ce este bun și tot ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, care este cel mai bun lucru. Ce face discernământul spiritual? Ascultați ce zice Pavel scriind de fesenilor, ca să nu mai fim copii plutind în colo și încoace, purtați de orice vând de învățătură. Dragii mei creștini, dacă pot să accentuez ceva și dacă vreau să accentuez ceva și dacă vă pot ruga ceva insistent, este dezvoltați-vă discernământul spiritual. Este Atât de important pentru perioada din istoria bisericii pe care noi o traversăm. Să avem discernământ. Veți vedea imediat, am identificat câteva lucruri care ar trebui să ne tragă măcar un semnal de alarmă vis-a-vis -vis de necesitatea dezvoltării discernământului spiritual. Trăim vremuri în care informația este accesibilă într-o cantitate, într-o formă, într-o modalitate fără precedent în istoria omenirii. Internetul este o platformă globală care practic ne aduce la îndemână aproape orice informație. Acum 30 de ani, 40 de ani... Poate mai mult cei care ați avut harul să trăiți vremurile dinainte îmi veți da dreptate, informația circula foarte, foarte încet. Trimiteai o scrisoare în țară și așteptai să ajungă la destinație, așteptai ca cel cărui, căruia era destinată să citească, să-ți răspundă și aveai răbdare. Astăzi lucrurile s-au schimbat radical. Scriem un mesaj, scriem un WhatsApp și dacă vedem că eu dat sin și nu unul răspuns instantaneu, zicând, dar ce are cu mine, mă? O citi și nu mi-o scris. Nu ne gândim că poate omul ăla mai are și o viață, știți că viața ți se întâmplă. Viața ți se întâmplă, indiferent câte mesaje primești. Și pe urmă, imediat, instantaneu, în minutul 2, deja pune semne de întrebare. Ai văzut, ai citit, de ce nu mi-ai scris nimic? Haideți să înțelegem că discernământul spiritual este esențial în viața de credință pentru câteva motive. Unu, discernământ, discernământul spiritual ne scapă de instabilitate datorită infantilismului spiritual. Mulți dintre noi ne luptăm să rămânem statornici. Asta înseamnă stabil pe calea lui Dumnezeu. Dar dacă nu avem discernământ spiritual, zice Pavel aici, suntem copii care plutesc. Încolo și încoace. Infantilismul spiritual este motivul pentru care de multe ori suntem instabili spiritual. Cum obținem stabilitate spirituală? A obține stabilitatea spirituală înseamnă, în esență, să poți să crești, să te maturizezi. Ascultați ce zice Pavel. De ce? Ar trebui să ne maturizăm. 1 Corinthen 13 cu 11. Ascultați cu atenție cuvintele lui, doar vi le citesc. Zice Pavel, când eram copil, vorbeam ca un copil. În esență, normal. Simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Dar ascultați ce zice Pavel. Când m-am făcut o mare, ce zice el? Am lepădat ce era copilăresc. Asta înseamnă progres, creștere, maturizare spre maturitate. Instabilitatea multor creștini, și aici trebuie neapărat să spun despre ce înseamnă doctrină stabilă, despre învățătură corectă. Vremurile în care trăim noi sunt vremuri în care învățăturile ciudate ne invadează viața personală și de multe ori bisericile. Trebuie să devenim stabili și stabilitatea vine. Atunci când suntem capabili să discernem lucrurile. Vă întreb în această dimineață, când auziți o învățătură, aveți discernământul spiritual sau spuneți, să spuneți dacă e bună sau nu e bună? Sau o înghițim? Știți că oameni s-au pierdut mulți din biserici pentru că au auzit ceva ce suna interesant, ce suna aproape biblic. De fapt, cele mai reușite minciuni și falsuri doctrinare sunt cele care au îmbinate între ele țesut în ele adevăr. Așa au venit și șarpele și a vorbit cu Eva. Citiți pasajul din Genesa, nu am timp să intru în el. Șarpele i-a spus Evei o minciună deghizată frumos, amestecată frumos, blenduită frumos cu adevăr. Și astea sunt cele mai periculoase. Atunci când minciuna este îmbinată cu adevărul, dar tu nu poți face distinția de când, când ai discernământ spiritual și discernământul spiritual te duce la stabilitate. Când poți descalifica ce nu este scriptura și biblic, și poți afirma ce este biblic, dar pentru asta trebuie să știi. Trebuie să scap de infantilismul spiritual. Dragii mei, haideți să nu ne lăsăm purtați de orice vânt de învățătură, doar pentru că ceva sună bun și sună interesant. Nu este adevărat. Dragii mei, minciuna e minciună chiar dacă o spun toți, iar adevărul rămâne adevăr chiar dacă îl spun foarte puțin. Haideți să învățăm distinția. Distinția vine atunci când înțelegem că Dumnezeu ne cere ca să avem discernământ. Discernământul te scapă de instabilitate. Mai ceva. Discernământul spiritual ne scapă de naivitate. Pentru că nu cunoaștem adevărul. Ar trebui să vă spun ceva. Oricine poate să scrie un mesaj sau o informație. În vremurile pe care le trăim în mediul online Există nenumărate platforme Nenumărate pârghii Pe care le pot folosi Și dați-mi voie, fără să critic pe nimeni Fără să fiu Malițios într-un fel Fiți selectivi La ce citiți Fiți selectivi în ceea ce urmăriți Mesajele, predice YouTube-ul este o, o Platformă fenomenală Pentru lucruri bune din păcate, e plină de lucruri care nu sunt bune. E plină de tot felul de canale zise creștine, care promovează tot felul de lucruri. Nu vreau nici măcar într-un singur detaliu să intru. Vă rog, fiți oameni selectivi. Urechile noastre, mintea noastră, nu sunt coșul de gunoi al altora. Asta înseamnă să știi ce să iei și ce să lași. Nu fiți naivi. Pavel le spune Efesenilor să nu fiți purtați de orice vândă de învățătură, să nu fiți naivi, dar scap de naivitate când cunoști adevărul. Țintiți ca în anul acesta să studiați mai profund Biblia. Țintiți ca anul acesta să învățați adevărul care este scris aici. Nu lăsați să fiți purtați pe aripile imaginației unora. Descoperiri despre cei care au fost prin iad, ce au văzut acolo, au venit înapoi, iar s -or dus, iar au venit. Dragilor, Biblia ar trebui să fie standardul. Doamne ajută-ne la aceasta. Știți ce zice Matei 10 cu 16? Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Foarte, foarte interesantă imagine. Zice, odată ce sunteți trimiși ca niște oi în mijlocul lupilor, Datoria voastră este să fiți chipzuiți sau înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbei. Credeți că e degeaba versetul ăsta acolo? Știți ce zice versetul ăsta? Fiți înțelepți, discerneți, faceți deosebirea, nu fiți naivi. Nu credeți tot ce vă spun toți. Știți ce zice Biblia despre cei din Berea? Știți practica celor din Berea? După ce auzeau o predică, se duceau acasă și ce făceau? Cercetau scripturile. Da? Faceți și voi acest lucru, dragii mei. Nu-i credeți pe cuvânt pe toți. Nu vorbesc rău intenționat de nimeni, nu mă gândesc în mod expres la nimeni, dar vă rog din suflet, nu fiți naivi și creduli, pentru că asta vă va face să vă dezechilibrați. Și mai degrabă luptați să aveți discernământ spiritual. Uh. Deci, ce înseamnă acest proces de maturizare? Începe cu modelarea caracterului, se continuă apoi cu dezvoltarea discernământului și apoi ajungem la versetul 15, pe care vi le recitesc, care ar trebui să fie ținta noastră în viața personală, pentru că, așa cum Duhul Sfânt a călăuzit pentru Biserica noastră, ăsta trebuie să fie dezideratul nostru. Și zice Pavel, credincioși adevărului după ce Dumnezeu ne-a creat contextul după ce Dumnezeu ne-a angajat pe acest drum al maturizării zice, ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este Capul adică Hristos. În al treilea rând deci spuneam că maturizarea înseamnă modelarea caracterului spuneam că maturizarea înseamnă dezvoltarea discernământului și în al treilea rând Maturizarea înseamnă decizia de a trăi integru spiritual. Și cu acest gând vreau să închei în dimineața asta. Ce înseamnă integritate spirituală? Integritatea spirituală este pentru mulți dintre noi o țintă greu de atins. Haideți să fim onești cu noi înșine. Dar Pavel le scrie Fesenilor, ne spune și nouă că asta ar trebui să fie ținta noastră. Integri spiritual. Integritatea spirituală se traduce practic în trăirea noastră fidelă față de adevăr. În limba greacă originală, acest verset sună în felul următor. Noi, ca și creștini, suntem datori să rămânem fideli în a spune adevărul în dragoste. Și vreau să concentrez aceste gânduri în încheierea mesajului meu, la ce înseamnă integritatea spirituală din perspectiva fidelității față de adevăr. Vă place adevărul? Amin. Mulțumesc frumos. Trăim într o societate în care adevărul devine un bun pe cale de dispariție. În biserica lui Hristos, dragii mei, adevărul trebuie să primeze. Ce înseamnă adevărul? Da, va zice cineva. Hristos este adevărul, dar el a fost și este și va fi pentru totdeauna adevărul în persoană. Hristos a spus eu sunt calea, adevărul și viața. Adevărul ca persoană este Hristos, adevărul ca și noțiune însă, pe care trebuie noi să o împărțim în jurul nostru și căreia să-i rămânem fideli, însă este tot ceea ce ține de lucrurile bune, tot ceea ce ține de a fi constructiv, angajamentul nostru de a practica adevărul. Esența versetului 15 ar putea fi tradusă foarte simplu în felul următor. Practicarea adevărului, menținerea adevărului, trăirea adevărului, urmărirea adevărului în dragoste. Asta înseamnă, de fapt, să fii credincios adevărului. Înseamnă să... Poți practica adevărul, să poți apăra adevărul, să poți menține adevărul, să poți promova adevărul. Și când faci acest lucru în viața ta, ăsta este un pas care te va duce spre maturizare spirituală. De fapt, e un verset în Biblie care e spus de către Pavel, tot același Pavel, îl spune cu subiect și predicați fraților: Nu vă mai mințiți! Unii pe alții. Direct, fără perdea, în mod, în mod foarte concret, Pavel spune, cu subiect și predicat. Nu vă mai mințiți unii pe alții. Evident că în istoria Bisericii lui Dumnezeu a existat problema aceasta. Dragilor, un pas esențial spre maturizarea noastră. În procesul acesta de a ajunge maturi în Hristos este să rămânem fideli adevărului, rămânând astfel integri spiritual. Vreți să luptăm anul acesta pentru integritate spirituală? Să te hotărăști, Doamne, vreau anul ăsta să spun adevărul, o, cât mă costă. Să spun adevărul în dragoste, nu oricum, în dragoste. E foarte important că există mențiunea asta, credincioși adevărului în dragoste. De ce e important? Pentru că dragostea fără adevăr se reduce la sentimentalism. Ceea ce aparent te-ar ajuta, în realitate nu face decât să acopere o greșeală. Când spui adevărul, când spui, uh, adevărul fără dragoste, ești un om dur. Deci dragostea fără adevăr e sentimentalism, nu te ajută prea mult. Dar adevărul fără dragoste e duritate. Adevărul spus fără dragoste rănește, doboară, pe când adevărul spus în dragoste te ridică. Noi suntem Biserica lui Hristos, o construcție formată din pietre vii. O construcție care trebuie mereu ajustată. Pietrele astea vii trebuie mereu ajustate, pentru ca să fim acolo unde marele meșteșter zidar al Universului ne dorește pe fiecare dintre noi. Adesea vorbim despre unitate, ne rugăm pentru unitate, dar vreau să vă spun ceva. Ce-ar fi să contribuim la ea? E bine să te rogi pentru unitate, e bine să dorești. Dar vreau să vă spun că unitatea cere contribuția noastră în mod individual. Eu trebuie să contribui la unitatea Bisericii. Cum? Înțelegând că unitatea nu este uniformitate. Adică nu toți suntem la fel și slavă Domnului că Dumnezeu ne-a creat diferiți. Fiecare unic în felul lui, creat minunat de Dumnezeu pentru un plan și pentru un loc al lui Dumnezeu, în unitate fac ca trupul lui Hristos să fie puternic. Știți că de fapt ce ne face pe noi puternici în esență sunt diferențele dintre noi. Dacă toți am fi la fel, n-ar avea rost să te rogi pentru unitate, nu? Avem nevoie să ne rugăm pentru unitate, tocmai pentru că suntem diferiți și Dumnezeu a pus multă putere în diferențele dintre noi pe care noi le putem ajusta prin unitatea noastră. Doamne, ajută-ne să o facem. Asta se întâmplă când spunem adevărul în dragoste. Ar fi de spus despre ce înseamnă să spui adevărul în dragoste când trebuie să corectezi pe cineva. Pentru că e foarte interesant că sensul original al acestui verset spune că prin maturizare spirituală noi rămânem fideli practicării și vorbirii adevărului în dragoste. Adică putem să le spunem celor din jurul nostru dra în dragoste adevărul, chiar și despre lucrurile pe care nu vor să le audă. Când vezi în viața fratelui tău o problemă, poți să o identifici în dragoste, poți să-l confrunți, ca să zice de fapt Pavel, capacitatea de a confrunta. Fără a condamna. Când spui adevărul în dragoste, confrunți omul cu realitatea și îi dai ocazia să se schimbe. Când spui adevărul fără dragoste, îl condamni. Pentru că adevărul spus fără dragoste te doboară. Odată ce ne maturizăm spiritual, însă, avem puterea să trecem de pe scaunul de judecător care condamnă, pe scaunul de consilier care arată compasiune. Și cred că asta ar trebui să învățăm. Lucrând la unitatea Bisericii, să ne dăm jos de pe scaunul de judecător. Că judecători e unul singur. Știți că Dumnezeu așteaptă până murim și apoi ne judecă. Nu ne place să o facem. Cum avem ocazia? Ce-ar fi să nu mai condamnăm, ci să confruntăm, spunând adevărul în dragoste. Și cum închei cu câteva lucruri despre adevărul în dragoste. Adevărul spus în dragoste nu îndreptățește păcatul, dar arată o compasiune sinceră. Adevărul spus în dragoste identifică răul fără a aplica un tratament rău omului. Adevărul spus în dragoste îți dă libertatea slujirii celorlalți fără dorința de a-i condamna pe ceilalți. Adevărul spus în dragoste te face sensibil la suferința celorlalți și dornic să vezi ridicarea celor căzuți. Adevărul spus în dragoste te face să vezi valoarea omului și să înțelegi lupta care se dă pentru sufletul lui. Adevărul spus în dragoste ar trebui să te facă mai rezistent pe tine și pe mine în fața păcatului, dar mai plin de milă față de cei care au trecut printr-un eșec. Și acum închei întrebându-vă și întrebându-mă de ce atât de greu ne este atunci să fim integri spiritual și să spunem adevărul. Integritatea spirituală înseamnă să ai curajul să spui și să trăiești adevărul, chiar dacă prețul pe care îl plătești este pierderea prieteniei cu unii oameni. Trăim într-o societate în care uh, oamenii nu vor să audă adevărul. Și de multe ori prețul pe care trebuie să-l plătim rămânând integri spiritual este să spunem adevărul, chiar dacă ne va costa o prietenie. Pavel zice în Galaten 1 cu 10, caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Vorbea despre ce înseamnă să spui adevărul oamenilor. Sau caut eu să fiu pe plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș mai fi robul lui Hristos, zice Pavel. Este greu să spunem adevărul, să rămânem fidele adevărului pentru că trebuie să fim politic corecți cu cei din jurul nostru. Și ideea asta de a fi politic corect omoară esența a ceea ce Dumnezeu pune în noi. Haideți să ne luăm angajamentul să rămânem fideli adevărului. Într-o societate în care există foarte multă toleranță, eu nu vorbesc despre toleranță. Față de lucruri rele. Noi trebuie să avem îngăduință unii față de ceilalți în dragoste. Asta nu înseamnă că tolerăm răul. Avem curajul să spunem adevărul în dragoste. Și scopul adevărului spus în dragoste este corectarea și îndreptarea. Știți că în toată Biblia asta am citit la un moment dat încercând să caut măcar o singură situație când Hristos a interacționat cu cineva și l-a condamnat. Dar i-a condamnat pe farisei, pentru că ăștia erau fățarnici. Pentru că așa cum... Știți că spiritul fariseic n-a murit odată cu partida fariseilor. El trăiește bine, foarte bine și în vremurile noastre. Farisei erau oameni care proclamau ceva și trăiau altceva. Hristos are cuvinte aspre pentru ei, dar în afara partidei liderilor religioși pe care Hristos i-a amendat în diferite ocazii, nu pentru alt motiv, ci pentru că erau cu două fețe, Hristos nu veți găsi pe nimeni să-L condamne. Întotdeauna Hristos confruntă. O confruntă pe femeia prinsă în păcat și de ocazia să se întoarcă. Confruntă și spune, până acum ai făcut astea, de acum du-te și ce să faci? Să nu mai păcătuiești. Se întâlnește cu cel care era orb și îl că Ioan capitolul 9, îl găsește în templu. Nu îl condamnă pentru că nu era participant acolo activ, ci spune du-te și să nu mai păcătuiești ca să nu pățești mai rău decât atât. Dragii mei, aș dori să închei și în timp ce vin tinerii să ne mai conducă într-o închinare, într-o cântare de închinare înaintea Lui Dumnezeu, vreau să vă las să meditați la câteva lucruri. Drumul nostru spre maturizare. Așa cum învățăm din ceea ce ne spune Pavel, începe cu modelarea caracterului nostru. Haideți să lăsăm pe Dumnezeu să ne modeleze caracterul și caracterul nostru să reflecte întotdeauna pe Hristos. În modul în care gândesc, în modul în care acționez, în atitudinile mele și în comportamentul meu să se vadă Hristos. Oamenii uitându-se la viața mea, uitându-se la viața noastră să-L vadă de fapt pe Hristos. Asta înseamnă modelarea caracterului cristic în noi. Hristos să fie o reflecție prin viața mea. Știu că avem mult de lucru la asta. Doi, să nu uităm că procesul de maturizare presupune dezvoltarea discernământului spiritual. Până acolo încât să știm să deosebim lucrurile care au valoare de lucrurile care nu au valoare. Doamne ajută-ne să ne dezvoltăm. Asta înseamnă exercițiu prin cunoaștere, prin relație cu Dumnezeu. Și apoi, cum spunea versetul care este motoul anului care ne este înainte, ci credincioși adevărului în dragoste să creștem până când? ajunge ca și El. Adică ne luăm angajamentul, Doamne, ajută-ne să rămânem fideli integrității, adevărului și să spunem adevărul din inimă, să fim gata să plătim prețul pentru adevăr. Pentru că atunci când spui adevărul în dragoste, șansele sunt cele mai bune ca să-i ridici pe oameni de unde sunt și să-i aduci acolo unde ar trebui să fie cu Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm împreună și vom cânta împreună cu grupul care... Ne-a slujit și în această dimineață și apoi vom încheia dimineața aceasta cu o rugăciune în care vom veni înaintea Lui Dumnezeu cerându-i nu altceva decât Doamne ajută-ne să creștem în cunoașterea Ta, să creștem în discernământ, să creștem în integritatea noastră spirituală.